solicitare Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare teritoriale au regândit planul de școlarizare pentru anul de învățământ 2021-2022 la toate nivelurile, primar, gimnazial, liceal și profesional. În acest sens, timp de 2 zile, la Inspectoratul Școlar Județean Neamț a fost definitivat acest document de bază, de la care pornește proiectul actului educațional pentru viitorul an școlar. În urma emiterii ordinului de ministru privind efectivele la clasele de început, clasa 9 și respectiv anul 1 școală profesională, a trebuit să recântim planul de școlarizare la nivelul județului. Este bine de știut că pentru anul școlar 2021-2022 vor fi 3.666 de absolvenți la clasa a 9. În baza ordinului pe care l-am invocat, în ziua de ieri și astăzi am regândit acel plan de școlarizare, acel proiect care a fost de altfel și transmis în spațiu public. Au fost operate și în SIR acele elemente legate de plan. Deci, refăcând acest proiect de plan de școlarizare, sunt pentru anul școlar 2021-2022 propuse 149 de clase. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean a făcut o analiză pe fiecare zona județului, Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Deci mai mult decât era inițial. Inițial erau 133 de clase. Deci, practic, avem mai puțin în anul școlar care urmează față de anul școlar în curs, nu cu 25 de clase, ci mai puțin cu 9 clase. Am făcut o analiză pe fiecare zonă și acolo unde s-a putut și după o analiză corectă aplicată, sunt unele licee care au planul modificat, adică au o clasă în plus. Pe zone geografice, situația claselor repartizate se prezintă astfel. Pe zona Piatra Neamț nu s-a schimbat nimic la Roznov, la liceul de informatică, la liceul Gheorghe Asache, la liceul sportiv. După aceea, în Târgu Neamț, la liceul Ștefan cel Mare, la școala profesională Vânători, Răucești, Petricani, iar în Roman, inițial erau cu 3 clase mai puțin, de data aceasta sunt cu 5 mai mult. Deci asta înseamnă că au revenit clase la Județeni, clasă de profesională, Valea Ursului clasă de profesională, o clasă de liceu la liceul cu program sportiv, o clasă de profesională la Miron Costin, anul trecut au avut cu una mai puțin, și o clasă de liceu la Petre Poni. Iar în Piatra Neamț, clasă de profesională de Onida, clasă de profesională la Cardianu, clasă de liceu la Spiru Haret, clasă de liceu la liceul Petru Rare și una la Hogaș, pentru că am făcut o analiză a celor 4 licee în baza unor indicatori, rezultate de la evaluare națională, bacalaureat, proiecte, programe. Și cele 1,6, două clase de teoretic au mers către cele două licee. O clasă la liceul de artă, dar asta am rezolvat-o chiar înainte de apariția ordinului, pentru că e singurul liceu cu asemenea profil, liceu vocațional din județul Neamț și au practic întreg județul ca bază de selecții, are de selecții. O clasă de liceu la Forestier, aici n-au mai primit în ultimii ani și dumnealor au avut specializarea silvicultură și să sperăm că și e nevoie de silvicultori, vor realiza această clasă. O clasă de profesională la economic, iar la Târgu Neamț, inițial erau 9 clase, acum sunt cu 6 mai puțin, au primit la profesională 2 clase Ion Creangă și o clasă la Conta. Inspectorul școlar general Mihai Obrej a făcut o analiză riguroasă și la nivelul învățământului gimnazial, pornind de la constatarea faptului că numărul de clase a 4-a care vor intra în clasa 5-a la școlile gimnaziale este nerealist, ținând cont de faptul că directorii școlilor gimnaziale nu au ținut cont de realitatea din ultimii ani, și anume aceea că foarte mulți copii absolvenței ciclului primar se înscriu în clasa 5-a la colegii.